Emoții la examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă. Candidații au susținut astăzi proba scrisă cea la limba și literatura română. Marți urmează proba scrisă la limba și literatura maternă, iar miercuri proba obligatorie a profilului la disciplinele istorie sau matematică. Vineri candidații vor susține proba la alegerea profilului și specializării la una dintre disciplinele biologie, chimie, fizică, economie, filozofie, geografie, informatică, logică și argumentare, sociologie și psihologie. Primele rezultate vor fi afișate în 29 august până în ora 16 și în aceea zi până la ora 20 pot fi depuse contestațiile. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi afișate în 1 septembrie. A doua sesiune a examenului de bacalaureat a început în 16 august cu probele orale și de competențe. Pentru susținerea examenului în a doua sesiune s-au înscris 42.261 de candidați. În prima sesiune a examenului de bacalaureat au fost declarați respinși 41.037 de candidați candidați din toate promoțiile.